Trenulețul Troi. Salutare, Troi! Mergem spre orașul mașinilor? Oh, nu! Ce s-a întâmplat cu tine, Katie? Wow! O bucată din clădirea aceea a căzut peste tine? Nu arată prea bine. Cineva trebuie să facă ceva. Poți construi o mașină nouă care să ajute Troi? Minunat! Să mergem să-l întâlnim pe noul nostru prieten. Bună, Teddy! Este o clădire în oraș care e pe cale să se prăbușească, iar mașinile din oraș nu sunt deloc în siguranță. Ai vreo idee? Minunat! Să începem! Pe care să o construim? Ești sigur că e asta? Sau poate asta? Minunat! Excelent, Troi! Să mergem! Mai întâi să descărcăm piesele. Minunat, Troi! E o macara de demolări! Ce s-a întâmplat, Troi? Ne lipsește ceva? Ai dreptate! Cu siguranță are nevoie de o bilă de demolări! Ia uite-o! Acum e perfect! Salut, macara de demolări! Suntem încântați de cunoștință. Cum te cheamă? Dane? Bun venit în orașul mașinilor. Troi! Dane își poate folosi bila de demolări ca să dărâme clădiri. Dane, avem o misiune pentru tine. Ne poți ajuta? Grăbește-te! Nu avem timp de pierdut. Hei, Katie! Troi s-a întors cu un prieten nou. Salută-l pe Dane! Dane, clădirea asta stă să cadă. O bucată din ea a căzut peste Katie și a rănit-o la cap. Poți ajuta? Minunat! Să trecem la treabă! Ok, Dane! Balansează! Stai la o parte, Katie! Wow! Minunată treabă, Dane! Doar câteva balansări și va fi gata! Ha-ha! Inteligentă idee, voi doi! Perfect! Ia să vedem! Acum clădirea asta nu mai poate răni nicio mașină din orașul mașinilor. Mulțumim pentru ajutorul de astăzi, Dane. La revedere, Troi. La revedere, prieteni. Adunați-vă cu toții! Cursa de noul an chinezesc e pe cale să înceapă!
Maimuța, porcul, tigrul sau câinele? Cine va învinge și va deveni animalul următorului an chinezesc? Sunteți gata, băieți? Pe locuri! Fiți gata! Start! Ce start impresionant! Se pare că porcul Tyler conduce cursa. Ne apropiem de sosire și Tyler e încă în frunte. Ești bine, Jeremy? Haide, nu renunța! Oh, podul nu pare într-o formă prea bună. Oh, nu! A fost destul de dur, Jeremy. Ce vom face? Ia uite cine a venit. Troy, avem o problemă. Podul s-a prăbușit, iar Jeremy nu poate termina cursa de anul nou chinezesc. Adevărat, Troy? Îl poți ajuta? Incredibil! Să mergem la depozit! Bună, Teddy! Troy e aici. Să mergem jos să vedem ce vrea? Podul s-a dărâmat, iar Jeremy e pe cale să piardă cursa. Îl poți ajuta să treacă podul? O barcă? E perfect! Mulțumim mult, Teddy! Bună, prietene! Cum te numești? Bobby? Uite care e treaba, Bobby. Avem o problemă. Jeremy trebuie să câștige o cursă, dar trebuie să treacă râul. Îl poți ajuta? Urcă sus, Jeremy! Asta este!
Perfect! Mulțumim mult, Bobby! Mulțumim mult și ție, Troy! Grăbește-te, Jeremy! Intrăm în criză de timp! Oh, nu! Marley are pană! A ieșit din cursă! La fel și Carrie! Ești bine? Oh, motorul tău a cedat! Nu te îngrijora! Cred că Tom e pe drum! Tyler are probleme! Asta este șansa ta, Jeremy! Va fi cu siguranță foarte strâns! Ai reușit, Jeremy! Ai câștigat! Anul acesta va fi anul câinelui! Ai dreptate! Ar trebui să-i ajutăm pe Carrie și pe Marley! Vii și tu, Tyler? La mulți ani tuturor! Ne vedem în curând! Wow, micule Francis, arăți exact ca R2-D2. Uite, vine Troy. Ești singur? Poți construi un vehicul care să ajute? În regulă. Hai, Detroit! Bună, Teddy! Teddy! Încercăm să găsim un companion de joacă pentru micul Francis. R2-D2, poți ajuta? Minunat! Să începem! Pe care îl vom construi? Pe ăsta? În regulă, să mai căutăm! Da, asta este! Să ne întoarcem. A venit Troy și a adus pe cineva pentru tine. Ce s-a întâmplat? Bineînțeles, are nevoie de sabia laser roșie. Salutare! Cum te numești? Aha, preferi să ți se spună Darth Vader? Bine atunci, Lord Vader. Ben, R2-D2 aici de față. Tânjește după un duel cu sabiile laser. Vrei să te joci? Minunat! Haide să vedem! Wow! Ha, ha! Voi chiar că sunteți pricepuți! Ups!
Uite și publicul! Destul de distractiv, nu? A fost atât de interesant să găsim un companion de joacă pentru micul Francis. Ne vedem data viitoare! La revedere, prieteni! Trenulețul Troi. Salut, Troi! Ce zi frumoasă, nu-i așa? Oh, Troi! Se pare că e un mare ambuteiaj în trafic! Mașina nu se poate mișca! Oare ce să facem? Bună idee, Troi! Să mergem spre orașul mașinilor să căutăm ajutor! Ești nerăbdător să cunoști un prieten nou? Care ne va ajuta să degajăm traficul, Troi? Oh, crezi că arată ca un camion de tractări? Să-l ducem înapoi în stație și să aflăm? Wow, Troi, ia te uită! Ok, să mergem! Să descărcăm piesele prima dată! E incredibil, Troi! Lipsește ceva, Troi? Bineînțeles, vom avea nevoie de aia! Salut, camionule de tractări! Ce mai faci? Cum te cheamă? Tom, nu-i așa? Păi, îmi pare bine să te cunosc, Tom! Bine ai venit în orașul mașinilor! Troi, meseria lui Tom este să tracteze și să repare mașini! Tom este exact cel de care avem nevoie! Tom, haide să degajăm traficul! Poți să o muți pe Lily, Tom? S-a stricat și blochează drumul. Super! Știam că poți să o faci. Salut, Lily. Îmi pare rău că te-ai stricat. Tom va avea grijă să te repare. Ok, Tom. Acum dă cu spatele și atașează-o pe Lily de cârlig. A fost excelent, Tom. Acum du-o la garaj, te rog. Pa, Lily, să te faci bine. Mulțumesc, Tom. Mm-hmm.
Hei, Tyler! Pui la cale vreo fără de lege? Da? Hei, întoarce-te! Hei, Tyler, asta nu e a ta? Ce băiat poznaș și pus pe fapte rele! Nu plânge! Uite cine a venit! Troy, avem o problemă! Tyler i-a furat micului Francis acadeaua! Serios, Troy? Îl poți ajuta? Minunat! Să mergem la depozit și să găsim un vehicul chiar acum! Hei, Teddy! A venit Troy! Să mergem jos să vedem ce dorește? Tyler, cel poznaș, a furat niște bomboane de la micul Francis. Îl putem ajuta să-și recupereze bomboanele? O mașină de poliție? Asta e perfect! Ia ghici! Troy are un vehicul special care să te ajute. Să-l despachetăm chiar acum, înainte ca Tyler să mai fure alte bomboane. Salut, prietene! Cum te numești? Matt? Ei bine, Matt, avem o mare problemă. Tyler, cel poznaș, s-a pus pe furat. Ne-ai putea ajuta să-l găsim? E timpul să recuperăm bomboana micului Francis. Salutare, Carrie! Vrea să știe dacă vreunul dintre voi mai vrea bomboane. Vrei și tu una, Tyler? Da? Dar promiți să nu mai furi bomboane niciodată? Ok, Tyler. Fără supărare.
Acum e timpul să-l ducem pe Matt înapoi la depozit. La revedere, Troy! Mulțumim pentru ajutor! Mm.